și în toate mă sprijinește. Oricare ar fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credință că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare dintre membrii familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând.
lângă ușa mănăstirii. Sunt niște beduini care vă pun la dispoziție niște măgăruși cu 10-15 dolari. Nu uitați banii înainte, că după aia cere alții, știți? Mai bine nu vă legați la cap decât dacă chiar ați obosit la întoarcere și doriți experiența și o poză, să vă plecați pe măgar. Da. O altă specie, dar foarte prietenoși și undeva pe stânci câteodată se pot fi văzuți în vale. Acolo stânga este în micuța oază. Vine un izvor, apa este adusă pe un apeduct încă din timpul romanilor. Poate vara dispare apa și în timpul iernii este mai multă apă. Deci este un izvor care face posibilă, uitați, acolo e valea și din loc în loc puteți vedea cât e verde. Datorită faptului că acolo este un pârâu. Asum! Pip!
supervenia bizantină veche, pictura a fost introdusă și un element de românești, de aceea, când au pictat veșmintele sfinților, puteți observa că multe din ornamentele de pe hainele sfinților au fost inspirate din portul popular românesc. De Crist cumește citată Sfânta Elena, aici sus în stânga, sfântul detalii mai osebite, a fost pictată cu mantie zăredeasă, coroană pe cap, dar de desubată ie și catrință românească, îmbrăcată în hainele țăranilor români. Deci, la vremea aceea, sigur că împărăteasa avea alte veșminte, dar pictura a fost transmită un mesaj, și anume, că aici este casă românească, de aceea și sfinții poartă haine românești. Biserica a fost sfințită în anul 1975 de Patriarhul României, în vremea aceea, Patriarhul Justinian, care a venit la Sfântul Loc de Zuntărăvinar și a sfințit această biserică, alegând ca și hram, compătitor, pe Sfântul Mare Ucenic Gheorghe. Pentru că Sfântul Gheorghe este născut în aceste locuri. Este foarte iubit de român, dar el este de origine de mici. Mama lui era din Betleem. Tatăl Sfântului Gheorghe a fost general în armata romană, iar localitatea unde a copilărit Sfântul Gheorghe și unde a și fost îngropat după martiriu, se află lângă aeroportul din Tel Aviv, pe unde ați venit dumneavoastră. Este un mic orășel care se numește astăzi Lod sau Lida și care în vechime purta numele de cetatea Diopolis. Acolo este cetatea Sfântului Gheorghe. Alături de Sfântul Gheorghe, biserica noastră românească are și un sfânt român care este foarte drag, ne ocrotește, Sfântul Cuvios Ivan Iacob Pozevitul sau de la Neamț. Este și primul sfânt român care a fost oficial trecut aici în calendarul de la Ierusalim. Sfântul Ivan Iacob a venit în Țara Sfântă ca pelerin în anul 1936, dar s-a hotărât să rămână aici să se roage pentru neamul românesc. A fost cheltuit preot și numit epume la schitul românesc de pe malul lui Iordan. El a sfârșit o vreme ca monah și la mănăstirea Sfântului Sava din pustia Iudei, dar o parte importantă și o misiune importantă a desfășurat-o pe malul Iordanului, chiar la locul botezului lui Iisus, unde s-a construit cea de-a doua biserică românească, odată cu aceasta din Ierusalim, în aceeași perioadă, iar Sfântul Ioan a sfârșit acolo la malul Iordan, între anii 1947 și 1952. Însă, din păcate, acolo au fost și evenimente nefericite, pentru că în 67 a început un război în zonă, a fost bombardată Valea Iordanului și bisericile creștine care erau acolo, inclusiv schitul românesc, a fost grav afectat, a fost bombardat, călugări au fost alungați de acolo și zona a fost închisă. Din anul 70, totul acolo a intrat sub control militar. Însă când au plecat de la schitul românesc, părinții noștri au încercat să salveze și din obiectele sfinte și avem de acolo o icoană foarte frumoasă, salvată de la schitul unde a zis Sfântul Ioan, pe malul Iordanului, o icoană a Maicii Domnului, numită Maica Domnului Iordănița, care astăzi este la noi în biserică, o să o duceți în chilașul dumneavoastră, este așezată în pridvor în spate, dincolo de ușile de lemn, în dreapta, cum privesc eu, când veți ieși, veți trece prin față, este icoana cea mare, în arcit, deci este salvată de la schitul românesc de pe malul Iordanului. La această icoană se ruga cu multă evlavie și Sfântul Ioan Iacob. Iar noi o păstrăm acum aici la Ierusalim, dar sperăm ca în viitor să o putem întoarce la locul ei, pentru că în prezent se desfășoară un proiect de deminare a vreilor, dar se curăță pământul de acolo de bombe și sperăm ca lucrurile să meargă spre bine, încât să ne putem recupera biserica, pământul de acolo, să reparăm așezământul și să putem să ne rugăm și noi din nou acolo pe Marul Iordanului, chiar la biserica românească unde astăzi sunt urmoare.
aici se vede peștera, pentru că nu e îmbrăcată în haine bisericești. Peștera e peșteră, o vedeți că este natural. Aceste coloane au fost puse în ultima sută de ani la restaurări și când s-a mai lucrat la biserică. Deci ne întoarcem cu 2000 de ani în urmă și ce s-a întâmplat? Ce ne spune Evanghelia după Luca? Ne spune că la un recensământ fiecare trebuia să se întoarcă din orașul de unde era să se înscrie acolo. Era provincia romană. Vă reamintesc că acel recensământ a fost făcut de romani. Ca să știe câți sclavi au. Ca să știe taxele, cât, ce taxe să ia de la supuși, de la masa. Iosif fiind din venirea lui David din Betlehem, trebuia să fie în Betlehem. Și vin ei cu Maica Domnului însărcinată, undeva la 8 luni, poate și ceva, pornesc din Nazaret, cale lungă, pentru că au venit cu Fejor sau cel mult pe măgăruș. Și drumul a durat și mai făceau și popasuri. Și când au venit din Nazaret, au intrat și au coborât cum am coborât noi acum. Nu atât de multe trepte, s-au mai adăugat datorită bisericii prin care am intrat. Sfânta Ecaterina, catolică, care are doar 130 de ani. Cealaltă care are 1000 și această este tânără. Deci au coborât în peșteră și, pentru că peștera a fost folosită de mai mulți crecători și călători care căutau un loc de odihnă, un adăpost la marginea orașului, că noi suntem la marginea orașului biblic Betlehem. La marginea orașului, aici era afară și cimitirul orașului. Au intrat în peșteră și cum aici erau și alți oameni, Maica Domnului, fiind în termen să nască, a intrat cât a putut mai înăuntru, ca să fie, să aibă intimitate și a născut în iesle. Ieslea este în spatele peșterii. Deci, în capătul peșterii, oamenii, ca să aibă un pic de aer, împingeau oile și ce animale ori mai fi avut în capăt. Și oamenii, ca să aibă un pic de aer, stăteau la gura peșterii. Și atunci Maica Domnului s-a retras și a născut în iesle. Deci, toată bucata de peșteră în care am fost noi acolo, toată, de fapt, este o iesle mai mare. De ce? Pentru că noi suntem într-o peșteră, așa cum o vedeți, împărțită și se vede pietrele cum au fost puse ca să împartă peștera în două. Împărțeala a fost făcută de catolici mult, mult, mult după. Dar noi am avut între timp pe împărăteasa Elena, care a pus doi ingineri, au pus ingineri și au hotărât să ridice Biserica Nașterii Domnului chiar deasupra Ieslei, deci locului nașterii. Și atunci au folosit numai partea cu Ieslea și vedeți, această parte a rămas deschisă mult timp. Aici înăuntru, după 300 de ani, în 386, vine Ieronim. Fericitul Ieronim a trăit aici înăuntru și mormântul lui este aici. Ieronim vine în 386 și el are o chilie acolo unde a stat și a tradus Biblia din limba latină, din limba greacă și ebraică, în comparație, tradus-o în limba latină. Traducând Biblia, a fost foarte marcat de momentul nașterii și are un dialog așa spiritual. Doamne, zice, toată lumea să duce darul, magii să aduc, auzi, din ăștămâie, toată lumea. Deci eu n-am ce să-l dau, n-am ce să-l aduc. Și Domnul Hristos îi răspunde, noaptea vis, Ieronime, dă-mi păcatele tale. Ce avem noi, ce dăm altceva de Dumnezeu decât emoționant.
asta e Betleem. Vom opri pe partea dreaptă, vom traversa cu grijă strada pentru că în locul unde sunt grădinile nu este trecere de pietoni. Thank you.
fost la Sfântul Petru, la repunerea Sfântului Petru în apostolat, aparține de franciscani. În dreapta de locul unde ați făcut un pic de baie, ați atins apa cu mâinile și ați intrat în apă, este loc cumpărat de benedictini, pe urmă cedate unei comunități din Germania, care a ridicat o altă biserică, care îi spune Tapca. Dar nu existau bisericile, deci locurile pe unde Mântuitorul vorbea cu oamenii sunt pur și simplu locuri pe lângă această mare. După ce vizităm Capernaum și luăm masa de prânz, se deschide la Muntele Fericirilor la 2:30 și urcăm sus pe Muntele Fericirilor, munte care nu are mai mult de 500 de metri. 500 cum? 300 de fapt, pentru că marea are 250 de metri sub nivelul mării. Deci toată Valea Iordanului, inclusiv această mare, este sub nivelul Mării Mediterane. Și de aceea este așa de cald. Cum ne-a fost nouă cald la Marea Moartă, unde este minus? Bara, dar nu-i face nimic.
acea stradă romană construită de împăratul Adrian în anul 135 după Hristos. Cardo. Evreii au fost scoși din Ierusalim, orașul distrus, și atunci ei au venit în acest oraș Tiberias. Să pun mâna, vreau să mă conving. Asta e de fapt destul de uman. Ceea ce vezi tu personal și te-ai încredințat tu,
cum spuneau apostolii, noi nu putem să nu spunem ceea ce am văzut și am auzit. Eu nu vă spunem povești citite din cărți sau de nu știu, noi am văzut și am auzit minunile lui Iisus. Asta spun ei. Le-am trăit noi pe propria piele, le-am simțit și atunci sigur că într-o oarecare măsură și noi acum călătorie, pelerinajul acesta are un scop așa sau o latură de întărire în credință și apoi de practicare a ei. Și deznodământul pelerinajului cel adevărat, acum suntem punctul culminant când vedem, auzim, trăim, deznodământul lui a mutat în tinerețe, când întinea, acum bătrân nu mai mănâncă așa mult, eu dau fratelui cu tare că e mai așa. Și tot așa a mers din mână în mână în toată mănăstirea, încât a ajuns din nou la cel inițial, la stareț, de fapt, și atunci a cunoscut starețul, zice că frații au dragoste desăvârșită. Fiecare nu s-a gândit la el, ci s-a gândit la celălalt. Foarte frumos exemplu, zice, nu s-a gândit mai, asta e al meu, nu dau nimic mai departe, pe partea aceasta. Am nevoie să mai limpezesc foarte multe, dar este un model de faptul cum conviețuiesc. Zic eu destul de bine, în afară de momentele când conviețuiesc toate culturile astea aici. Sunt și islamiști, sunt și mozaici, sunt și creștini la oaltă. E adevărat, un mic accent, doamna Gabi, ne-a tras la nivel mondial, este faptul acesta, se accentuează tot mai mult o prigoană împotriva creștinilor. Poate nu într-un mod evident sau fățiș, la modul declarativ, dar la modul subversiv se întâmplă, din păcate, în lume. Or, lucrul acesta noi îl știm. Mântuitorul l-a spus de atâtea ori, nu poate fi sluga mai mare decât stăpânul. Dacă pe stăpânul l-au prigonit și l-au hulit, viața de creștin autentică, deci nu ceea ce ne echipim noi, așa, steluțe roz și așa, care sunt momentele de bucurie și de regal, viața de creștin întotdeauna are și un drum al crucii. Thank you.
ca o oră maximum. Aici trebuie să vină să primim mașinuțele. Vedeți că deci această poartă cu creneluri se numește Poarta Damascului. Pe vremuri aici stăteau caravanele gata să plece cu mărfuri spre Damasc, de aceea denumirea. Mar de piatră și zidul deasupra. Zidurile, mare parte din ele, sunt din timpul lui Rod, mai ales piatra care are un chenar. Vă gândiți un pic la o fotografie, la un tablou frumos cu chenar, dar de data aceasta chenarul este mijlocul ieșit în relief. Deci acele pietre cu chenar sunt din timpul lui Rod și au 2000 de ani vechime. Pietrele au fost căzute în unele locuri, iar oamenii puși de Suleiman Magnificul le ridică și de aceea le vedem uneori nu numai jos, ci și puse undeva mai sus, după cum au fost ridicate.
Aceste bazine era cu apă termală. Ape termale ca și la Tavra, în nordul țării, în Tiberia. Tavra, de fapt, este o prescurtare de la 7 izvoare, Heptapecum. Este o școală de băieți. Deci toți băieți erau și acolo, soldați, dar astăzi școală de băieți. Fortăreața Antonia a fost distrusă tot în anul 70, odată cu tem. Antonia avea biroul lui, locul lui, Pilat din Pont. Avea datoria să vină din Cezarea, de lângă Haifa în sus. Acolo aveau reședința toți guvernatorii romani, dar în săptămâna de Pesach trebuia să fie în Ierusalim, unde stătea în fortăreața Antonia. Când îi se aduceau un răzvrătit, un răsculat să-l judece, cobora din cetate și îi se punea un scaun, așa ca un fotoliu mai mare, și pe pavimentul judecății, deci pe o pardoseală de piatră, judeca pe cei aduși în fața lui. Și acum vom intra să vedem pavimentul judecății, care este în prima biserică în care vom intra și se numește deja stația 1 pe drumul crucii, condamnarea Mântuitorului. Într-un loc, vă reamintesc că nu era biserică, este vorba de pavimentul judecății, o pardoseală de piatră, regele iudeilor,
Ce cere în România? Ia, uite, mă, da. Ia. Domnul Cruci rămânește. Să
să... Eu să simt poate, nu-i? Lângă Praga. Carte cu CD-ul, 50 de lei. Carte cu CD-ul, 50. Newton ca Praga. Preț bun, preț bun. Braga sau Praga? Preț bun. Rămâneți cât de cât aici pe lângă noi. Am de spus să o încurințez doar așa cum urcăm în sus. Am în jos, putem urca. Încântător acest nume înseamnă Vero Icone, deci icoana adevărată înfățișează chipul Mântuitorului care s-a imprimat pe Năframa Veronica. O femeie curajoasă din Ierusalim coboară din casă și șterge cu Mântuitor cu Năframa ei. Curajoasă de ce? Putea să fie și abiciuită, putea să fie chiar distinuită, nu avea voie să ajungă să rătricuie. Curaj a merge și îl șterge și acest chip imprimat Năframa ei este cea mai apropiată înfățișare de realitatea Mântuitorului. Năframa se găsește la Biserica Sfântul Petru din Roma. Odată pe an este pusă Veronicului, nu știu exact ziua, știu că odată pe an se arată. Avea numai sate, dar nu. Dar zăvăr că a dat era.
femeile Ierusalimului, mironosițele, îl plâng, îl bocesc pe Mântuitor. Și Mântuitorul le spune: nu mă plângeți pe mine, plângeți viitorul vostru și al copiilor voștri. Deci el a prevăzut, a știut că urmează căderea Ierusalimului. După aproximativ 40 de ani s-a și întâmplat. Căderea Ierusalimului nu înseamnă numai cucerirea orașului ca pietre, ci înseamnă foarte mulți morți. Bărbații în putere și femeile frumoase erau sclavi, duși la Roma și multă tragedie, multă suferință. Deci asta le spune Mântuitorul aici. Nu mă plângeți pe mine, ci plângeți viitorul vostru și al copiilor voștri. Ușurel în dreapta, puțin în dreapta, în dreapta, dar încet, că nu mai avem oameni, nu mai avem în urmă. Trageți-vă că vine cineva cu... How much? 25. 25? Okay. Do you know what? When? Okay. When? Alla quickly, man, quickly. Sorry. Thank you.
Banishing the women and children.